Directorul general al Seceraja ISA, Constanța Felix Troie, a anticipat o decizie ce avea să fie luată la scurt timp de guvern, reducerea cotei taxei pe valoare adăugată la apă. Am fost la București. Am convingerea că acest guvern social-democrat, între măsurile pe care le-a luat în acest an, cu siguranță va fi și reducerea TVA-ului la apă La 9%. Știți cât de mult ne-am luptat pentru acest lucru. Este o realizare în tipul guvernării social-democrată. Premierul a anunțat că executivul va modifica prin ordonanță de urgență codul fiscal pentru a reduce cu începere de la 1 ianuarie 2016 TVA-ul la la 9%. Astfel, această taxă va fi redusă de la 20% la 9% pentru tot consumul casnic și industrial. Ministrul Finanțelor Eugen Teodorovici a precizat că măsura va avea un impact de 250 de milioane de lei asupra bugetului de stat. Denitarul estimează că aplicarea noii cote de TVA la apă va crește consumul și va reduce prețurile produselor și serviciilor.